Carmen Negoiță este una dintre concurentele de la Asia Express 2024. Nu mai este un secret că s-a înscris în cursă, dar nu toată lumea știe cu ce se ocupă în viața de zi cu zi. Un nou sezon este pe cale să înceapă și promite surprize mari pentru toți fanii emisiunii care arde nerăbdare să vadă la ce probe sunt supuse echipele. Fanii emisiunii de aventură primesc cu bucurie veștile proaspete privind noul sezon al show-ului, care promite să fie plin de momente memorabile și provocări epice. După luni de așteptare și speculații, lista concurenților a fost dezvăluită, iar printre aceștia se numără și o figură extrem de cunoscută în mediul online și nu numai, Carmen Negoiță. Este energică și plină de viață, cunoscută pentru prezența ei activă în mediul online. Este gata să își pună la încercare limitele și să exploreze noi orizonturi alături de echipa sa. Carmen va face echipă cu cea mai potrivită persoană pentru această aventură și anume sora ei, Andreea. Absolventa Universității Româno-Americane din București, Carmen a construit o carieră solidă în lumea digitală. În calitate de veterană în domeniul online-ului, ea a strălucit prin pasiunea și dedicarea sa pentru frumusețe și călătorii, atrăgându-și imediat admirația fanilor. Cu o diplomă de licență în spate și un simț dezvoltat pentru a oferi conținut autentic și inspirațional, Carmen a reușit să cucerească inimile a milioane de oameni din întreaga lume. Dar Carmen nu se oprește aici. Ea este și o antreprenoare ambițioasă, gestionând cu succes mai multe afaceri alături de mama și sora sa.